Bună ziua, stimați cetățeni! Suntem la sfârșit de an și cred că este un bun prilej de a face retrospectiva celor ce ne-am pus noi în plan să facem, care au fost reușitele, care sunt restanțele noastre și care sunt planurile pentru 2024. O am alături pe mine pe doamna deputată Marina Morozova. Am ținut foarte mult ca dumneavoastră să participe la această conferință de presă pentru că împreună cu ea am reușit să promovăm mai multe proiecte importante pentru familiile și copiii din Republica Moldova și am să rog și pe ea la un moment dat în cadrul acestei conferințe de presă să se refere la aceste rezultate. Ceea ce am încercat noi să facem în acest an este să ajutăm cetățenii să depășească situația dificilă în care ne-am pomenit, pentru că și în acest an am avut o creștere economică foarte mică, practic deloc, inflația a continuat să fie destul de mare, am rămas încă destul de vulnerabili față de ceea ce se întâmplă în Ucraina, prețurile la sursa de energie rămân în continuare destul de mari și noi, în cadrul Guvernului și în cadrul Ministerului Muncii și Protecției Sociale, ne-am concentrat efortul pentru a ajuta persoanele, familiile și gospodăriile din Republica Moldova să depășească cu bine acest an, această perioadă dificilă. Totodată, noi am demarat mai multe reforme structurale pentru că am înțeles cu toții că dacă nu vom merge hotărât pe schimbări calitative și curajoase, atunci Republica Moldova, atât sub aspectul pieței muncii, cât și sub aspectul protecției sociale, va rămâne mereu vulnerabilă la orice criză care se întâmplă în țară. Și, în al treilea rând, am depus foarte mult efort pentru a ne asigura că la sfârșit de an Republica Moldova va obține acel accept de a începe negocierile pentru a deveni membru cu drepturi depline a Uniunii Europene. Vreau să spun că Ministerul Muncii și Protecției Sociale a contribuit la realizarea celor nouă condiționalități în raportul din noiembrie a Comisiei Europene, raportul pe înlărgire. Comisia Europeană a constatat că Republica Moldova a făcut progrese semnificative pe nouă capitole. Unul dintre cele nouă capitole, capitolul legat de muncă și protecție socială, este gestionat de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Eu am să mă refer la câteva aspecte importante, la provocările pe care noi am încercat să le depășim și ceea ce am reușit să livrăm pentru cetățenii Republicii Moldova. În primul rând, dacă ne referim la piața muncii, pentru că este o competență a Ministerului nostru, cu toții cunoaștem că în Republica Moldova rata ocupării este destul de mică. Deci la o populație de aproximativ 2 milioane jumate de cetățeni, avem aproximativ 833-840 de mii de persoane care muncesc. Deci rata de ocupare a cetățenilor în Republica Moldova este de aproximativ 40%. Este cea mai mică din regiune. Deci, dacă ne comparăm, spre exemplu, cu Macedonia de Nord, acolo rata de ocupare este de 45%, rata de ocupare în România este de 65%. Deci, în termen de numărul de cetățeni care sunt ocupați pe piața muncii, avem un număr destul de mic și asta ne îngrijorează și ceea ce am încercat noi să facem în cadrul Ministerului este să oferim câte mai multe premize, suport, oportunități pentru ca bărbații, femeile, tinerii, persoanele cu dizabilități din Republica Moldova să se angajeze pe piața muncii. Ori un loc de muncă bine plătit este cea mai bună formă de protecție socială. În acest sens, noi am demarat mai multe
reforme, în special ne referim la reforma Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă. Aici am pus accentul pe plasarea persoanelor pe piața muncii, am modificat mai multe procese interne, inclusiv măsurarea impactului pentru programele de ocupare. În acest an, colegii de la agenție au reușit să susțină aproximativ 10.828 de persoane, deci practic 11.000 de persoane au fost angajate, au fost plasate pe piața muncii cu ajutorul colegilor din Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă. Și aici ne referim la cei mai vulnerabili persoane, deci persoane care au studii incomplete, persoane din mediul rural, ne referim la persoane cu dizabilități, ne referim la tineri care au fost în afara pieței muncii și considerăm noi că este un rezultat destul de bun. În 2022 agenția a plasat 8.400 de persoane, deci avem o creștere de aproximativ 20%. Un alt rezultat pe care l-am atins în acest an, împreună cu partenerii sociali, ne referim la patronate și sindicate, Ministerul Finanțelor, este că noi am reușit să negociem un salariu minim pe țară de 5.000 de lei. Este o creștere cu 25%, adică cu 1.000 de lei față de anul 2023. Estimările noastre arată că această creștere a salariului minim va contribui la creșterea veniturilor sau salariilor la aproximativ 248.000 de salariați din Republica Moldova. Aici ne referim atât la salariații din sectorul bugetar, cât și la salariații din sectorul real. O altă problemă foarte importantă de care ne preocupăm noi la Ministerul Muncii și Protecției Sociale se referă la munca informală. Pe lângă faptul că puțini cetățeni sunt pe piața forței de muncă, avem aproximativ 22% din cei care muncesc informal. Asta înseamnă că fie că nu au contract de muncă, fie că dacă au un contract de muncă, o parte din acest salariu este achitat în plic. Deci estimările noastre arată că avem undeva 180.000 de persoane care muncesc informal. Și asta înseamnă că noi, aceste persoane, în primul rând, nu au protecția adecvată în ceea ce privește drepturilor de muncă, drepturilor sociale și aceste persoane nu contribuie de plin în bugetul asigurărilor sociale. Și noi în acest an am demarat mai mult inițiative în acest sens. Cea mai importantă se referă la reforma Inspectoratului de Stat al Muncii. Aici am introdus mai multe procese noi, controle inopinate bazate pe criterii de risc. Am schimbat echipa acolo, am schimbat conducerea și dacă în anul 2022, Inspectoratul de Stat al Muncii a identificat, atenție, 82 de persoane care munceau la negru, deci munceau fără contract de muncă. Colegii din acest an de la Inspectoratul de Stat al Muncii reformat, în o lună jumătate, au identificat 200 de persoane, deci cu mult mai mult decât performanța, așa numită performanță din anii precedenți. Și atenție, pentru noi e important este să formalizăm. Deci 65% din aceste persoane se formalizează. Noi estimăm că majoritatea din persoanele pe care noi le identificăm fără contract de muncă vor fi formalizate pentru că asta ne preocupă. Un alt aspect important este protecția socială. Sărăcia în Republica Moldova a crescut. Avem în zona rurală 40% din copiii se află în sărăcie. Avem persoane vârstnice care se află în sărăcie și aici am încercat să, pe de o parte, să venim cu mai multe programe de suport și totodată să venim cu reforme pentru că, din păcate, sistemul de asistență socială din Republica Moldova nu este atât de eficient în a reduce sărăcia, în a ajuta familiile care se află în situații dificile sau situații de criză să depășească aceste situații. Și, în primul rând, ceea ce am făcut noi este că am implementat acest program de compensații.
în factură de a, pentru ca să ajutăm familii din Republica Moldova să reacoperim o parte din costurile de, pentru încălzire. Ultimele date pentru acest sezon rece ne spun că avem în sistem 776.000 de solicitări. Deci peste 1.000.000 de cetățeni au solicitat compensații, ne referim la 777.000 de gospodării. Avem la moment peste 61.000 de apeluri telefonice din partea cetățenilor, deci din noiembrie până în prezent, și peste 27.000 de solicitări electronice pe care noi le-am soluționat. Deci programul de compensație este cel mai mare program care este administrat de către Guvernul Republicii Moldova și totodată este cel mai inovativ program, pentru că dacă comparăm cu oricare alte prestații, oricare alt serviciu, fie că vorbim de servicii în sectorul privat sau servicii în sectorul public, spre exemplu, modul în care cetățenii beneficiază de pensii sau de alte alocații, este cel mai inovativ și cel mai prietenos program față de cetățeni, pentru că pentru majoritatea cetățenilor înregistrarea în program este foarte simplă, nu trebuie să vină cu o listă de documente, trebuie să aibă buletinul pentru toți membrii din gospodărie și trebuie să aibă factura și atât. Înregistrarea în program durează maximum 10 minute. Totodată, în acest an, 91% din gospodăriile care vor beneficia de compensații în factură, 91% vor achita același tarif ca și anul trecut. Deci, indiferent de gradul de vulnerabilitate în care au fost încadrați, noi am structurat programul de compensații în așa mod încât 91% din gospodăriile care vor beneficia de compensații vor achita același tarif ca și anul trecut. În acest an am mărit valoarea acelei compensații monetare lunare de la 700 la 800 de lei și am mărit și numărul de beneficiari, deci în prezent avem aproximativ 260.000 de gospodării care beneficiază de aceste compensații lunare. Mai mult, în acest an am avut aproximativ 33.000 de familii care au beneficiat de o plată lunară de medie de 1.800 de lei. În mare parte vorbim de familii în care au în componență persoane în etate, persoane cu dizabilități și majoritatea din aceste gospodării au copii. Deci, programul nostru de suport pentru familiile cu venituri mici, familiile în sărăcie, s-a axat în mare parte către familiile cu copii. Mai mult, pentru prima dată în Republica Moldova, în acest an, am acordat un suport monetar și social pentru 34.187 de copii care sunt în sărăcie. Este un ajutor de aproximativ 6.000 de lei. În primăvara acestui an am lansat un program, o plată unică de 4.900 de lei pentru 56.000 de familii. Iarăși vorbim de familii cu persoane cu dizabilități, familii cu copii, familii cu vârstnici. Iar în decembrie, în acest an, am lansat un program, iarăși o plată unică pentru 67.000 de familii. Vorbim de pensionarii cu venituri mici. Pentru ei, pentru aproximativ 54.000 din aceste familii, aproximativ 10% din toți pensionarii cu limita de vârstă, le vom oferi o plată unică de 3.000 de lei, deci a 13-a pensie. Și vom oferi o plată unică de 5.000 de lei pentru familiile care au copii cu dizabilități. Deci, în total, pe lângă pensii, pe lângă alocații, pe lângă programul de compensație în factură, pe lângă plata monetară lunară, guvernul împreună cu partenerii săi a oferit plăți unice care variază de la 3.000 la 5.000 de lei pentru 157.000 de familii. Deci vorbim de cele mai vulnerabile familii din Republica Moldova. Familii cu vârstnici, familii cu copii, familii cu persoane cu dizabilități.
La începutul acestui an, alocația lunară pentru veterani era de 700 de lei. La sfârșitul anului i-a ajuns la 1000 de lei, iar începând cu ianuarie 2024, alocația lunară pentru veterani va fi de 1250 lei. Deci doar într-un an, alocația lunară pentru veterani a crescut cu 78%. Și un alt rezultat de care suntem noi mândri este că în acest an am făcut investiții semnificative pentru a ajuta familiile cu copii cu dizabilități severe. Deci noi în acest an am angajat aproximativ 900 de asistenți personali pentru familiile cu copii cu dizabilități severe. Tot în acest an am lansat reforma sistemului de asistență socială Restart. Vom îmbunătăți calitatea serviciilor sociale, vom îmbunătăți accesul la servicii sociale, ne vom asigura că vom avea mai multă transparență, mai mult cost-eficiență și ne vom asigura că toți cetățenii, în special copiii care se află în situații de risc, vor beneficia de suportul necesar din partea statului. Acum aș vrea să-i ofer cuvântul bunii mele prietene și colege, doamna deputată Morozova, pentru a vorbi despre ceea ce am realizat noi în acest an pentru a oferi și mai mult sprijin și protecție copiilor din Republica Moldova și familiilor cu copii. Mulțumesc, domnule ministru. Într-adevăr, Ministerul Muncii și Protecției Sociale în acest an s-a axat foarte mult pe susținerea familiilor cu copii și a persoanelor care au cel mai mult nevoie de ajutor. Pentru prima dată a fost, vedem, o majorare considerabilă a indemnizației unice la nașterea copilului. Indemnizația va fi de 20.000 de lei, începând cu ianuarie 2024, și aceasta reprezintă o dublare a sumei care o avem în prezent. Deci în anul 2023, suma indemnizației unice la nașterea copilului este de 10.932 de lei, iar din ianuarie va fi 20.000 de lei. Estimăm că de această prestație vor beneficia aproximativ 33.000 de familii în anul viitor, dar cu siguranță ne dorim să fie mulți mai mulți beneficiari. Vreau să reamintesc că datorită Guvernului, fiecare familie care are copil până la 2 ani primește o indemnizație de 1.000 de lei lunar până la vârsta de 2 ani a copilului. Această plată este adițional indemnizației pentru creșterea copilului, care este stabilită în baza salariului, venitului părinților asigurați. Deci, încă un suport de 24.000 de lei pentru toți copiii până la vârsta de 2 ani. Totodată, părinții nu vor fi nevoiți să depună solicitări sau oricare alt document pentru aceste plăți unice. Acestea vor fi stabilite din oficiu de către Casa Națională de Asigurări Sociale. Iar începând cu 2024, practic nu vor fi eliminate toată birocrația pentru familii cu copii și ce ține de prestațiile unice. Timpul trebuie folosit și acordat copiilor. Nu trebuie să stăm în rânduri pentru a solicita indemnizația. Și acesta este bucurător că debirocratizăm și eliminăm toate impedimentele pentru a solicita aceste indemnizații. Totodată, pentru prima dată, din ianuarie 2024, părinții asigurați care adoptă copiii vor beneficia de 3 prestații noi. Indemnizația unică pentru perioada de încredințare a copilului adoptiv, indemnizația unică pentru copilul adoptat și indemnizația pentru creșterea copilului mai mare de 3 ani adoptat. Este în premieră, susținem părinții care adoptă copii pentru că și ei cotizează și au aceleași drepturi ca și ceilalți părinți. Iar pentru că optăm ca și tații să fie implicați în creșterea copiilor, au fost
extins concediul paternal la 15 zile și acesta poate fi luat integral sau divizat pe părți. Pe lângă toate aceste măsuri de susținere a familiilor, avem o investiție enormă, substanțială, în serviciile de îngrijire a copiilor și de creșe. Doar în acest an s-a reușit să creăm 23 de grupe noi de creșe și au fost renovate altele 32. Iar prin intermediul satului european au fost renovate circa 50 de grădinițe. Deci, în anul 2023 s-au renovat în total peste 100 de grădinițe, grădinițe la care copiii noștri merg și au mult mai bune condiții în aceste instituții. Sunt cele mai semnificative investiții în serviciile de educație timpurie și preșcolare din ultimii ani. Totodată m-am bucurat că am reușit să dublăm investițiile pentru anul viitor. S-au alocat 20 de milioane de lei pentru extinderea serviciilor de creșă din Fondul Național de Dezvoltare Regională și Locală. Odată ce avem mai multe grupe pentru cei mici, noi, părinții, vom reuși să revenim la serviciu mult mai ușor. Aceste toate măsuri sunt pentru a susține familiile cu copii, pentru a susține părinții de a reveni mai ușor la serviciu și pentru a îmbina armonios viața de familie cu cea profesională. Dragi cetățeni, Guvernul Republicii Moldova a întreprins acțiuni importante în domeniul protecției copilului și a familiilor cu copii. Stimate domnule ministru, munca echipei Ministerului Muncii și Protecției Sociale este o investiție în copiii noștri și eu vă felicit pentru toată munca și rezultatele care le avem până acum. Vom depune efort comun în continuare pentru ca fiecare familie din Republica Moldova să se simtă protejată. Iar în ajun de sărbători, permiteți-mi să transmit cele mai călduroase felicitări și urări de bine tuturor familiilor. Vă dorim să vă bucurați de cei dragi, să trăiți momente frumoase în familie. La mulți ani! Doamna deputată Morozova, vă mulțumesc foarte mult. Deci, noi vom crește plățile, vom crește suportul, vom ușura munca și pentru părinții cu copii, aceștia vor avea mai mult acces la servicii de îngrijire a copilului începând cu anul viitor și nu vor trebui să stea în rând, să vină la Casa Națională pentru Asigurări Sociale ca să beneficieze de concedii de îngrijire a copilului pentru alte prestații. Acestea vor fi oferite din oficiu. Un alt aspect important pe care am început să-l facem în acest an este angajamentul nostru ferm de a preveni și a combate violența asupra femeilor și violența în bază de gen. După cum cunoașteți, datorită proiectului inițiat de doamna deputată Doina German, în Republica Moldova, începând cu 2024, va activa o agenție națională dedicată acestui obiectiv. La nivel național, la nivel regional și local am angajat și vor fi desemnate persoane cu această responsabilitate. Începând cu 2024 vom avea un plan de investiții pentru a extinde pe tot teritoriul Republicii Moldova serviciile de suport pentru toate persoanele afectate de violența în bază de gen și pentru prima dată ne vom ocupa mult mai serios de prevenție, pentru că de fiecare dată vorbim prevenție, dar o abordăm la modul cel mai superficial. Un alt rezultat mai inedit pentru noi a fost că în acest an am demarat Universitatea pentru Vârsta a Treia, un proiect destul de interesant care s-a bucurat de interesul vârstnicilor din Republica Moldova. În esență am avut și avem în continuare 40 de studenți cu o vârstă de 60 de ani plus
care frecventează cursurile Universității de Stat din Republica Moldova. Până la sfârșitul acestui an au beneficiat de studii în domeniul dezvoltării abilităților digitale. Ne propunem ca în 2024 să extindem acest program și acum la Minister primim solicitări din partea vârstnicilor pentru ca să beneficieze și din discuțiile pe care le-am avut cu corpul profesoral de la universitate, ei s-au dovedit a fi cei mai disciplinați, niciodată nu întârzie, tot timpul își fac temele pe acasă și inclusiv și universitatea se bucură să aibă asemenea contingent de studenți. Și în acest an am început un program prin care cel puțin 1000 de vârstnici din Republica Moldova vor beneficia de programe pentru ca să-și dezvolte abilitățile digitale. În Republica Moldova, vârstnicii, din păcate, nu beneficiază, nu sunt prezenți în lumea digitală, nu beneficiază de servicii digitale, nu beneficiază de posibilitățile care sunt oferite de rețelele de comunicare. Și noi, la Minister, ne-am propus să rectificăm această nedreptate. Un alt rezultat de care, în egală măsură, suntem mândri și suntem rușinați este că abia în acest an Ministerul Muncii și Protecției Sociale a reușit să-și accesibilizeze oficiile. Dacă ați observat, ați văzut acea bandă galbenă, avem semne în braille, avem blocuri sanitare accesibile pentru persoanele cu dizabilități. Deci, la momentul actual, Ministerul este pregătit pentru ca persoane cu dizabilități să fie parte a echipei, să vină, să discute cu echipa Ministerului, pentru că până în acest an acest lucru nu era posibil și era o mare rușine pentru noi, un minister care are mandat în domeniul politicilor de împuternicire și promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități să nu aibă un sediu și un oficiu accesibil. În acest an am continuat să gestionăm criza refugiaților, care încă nu s-a terminat. În continuare gestionăm o rețea de aproximativ de 50 de centre de plasament temporar pentru refugiați cu o populație de 2900 de refugiați, în mare parte femei, copii, vârstnici, persoane cu dizabilități. Și un lucru pe care noi am ținut să-l facem este să accelerăm efortul nostru de așa numită politică externă. Politica externă a Ministerului Muncii și Protecției Sociale se referă la încheierea acordurilor de protecție socială cu alte state. La moment avem încheiate acorduri de protecție socială cu 17 state. Pe site-ul Ministerului am publicat această hartă. Vedeți, cu verde sunt țările cu care avem deja acorduri de protecție socială și țările cu culoarea oranj sunt țările cu care negociem. La 1 decembrie a intrat în vigoare acordul cu Italia, dar suntem în proces de discuții tehnice pe măsurile exacte de implementare. Acolo avem cea mai mare parte a diasporei noastre. Deci în anul 2024 ne propunem să încheiem acordul cu Elveția, Canada, să avansăm discuții noastre cu Franța și să începem negocieri cu alte țări din Uniunea Europeană. Eu nu vreau ca această conferință de presă să aibă tonul ăsta triumfalist, cu uite, avem doar reușite, cu siguranță avem și eșecuri, avem și chestii care ne le-am propus și nu le-am realizat până la urmă și cu siguranță sărăcia în Republica Moldova persistă. În continuare avem copii în sărăcie și avem o pensie care, chiar dacă acest guvern a depus eforturi semnificative pentru a crește pensia minimă și pensia medie, în continuare pensia de Republica Moldova nu oferă un trai decent pensionarilor din țara noastră. În continuare avem probleme legate de piața muncii și de aceea vreau să reiterez accentul nostru pe reforme structurale. Deci, atâta timp cât noi nu vom schimba, nu vom fortifica instituțiile noastre, nu vom aduce un management mai bun, nu vom reduce ineficiența și corupția din sistemele noastre, atâta timp vom avea situații în care noi nu vom putea să ajutăm cei mai vulnerabili.
vom avea situații în care angajatorii caută să angajeze și nu pot face și vom avea persoane tineri, vârstnici, femei, mame, persoane cu dizabilități care caută un loc de muncă și nu pot să o găsească. Aceasta este prioritatea noastră, alături de un efort substanțial legat de integrarea europeană, pentru că, cum și-a spus domnul prim-ministru și doamna președintă, pentru noi integrarea europeană înseamnă mai multă protecție, mai multe persoane care pot să-și găsească un loc de muncă decent. Asta este retrospectiva anului 2023. Vă dorim pace, vă dorim sănătate pentru fiecare copil din Republica Moldova. Sperăm că vom putea asigura ca și ei să se bucure de aceste sărbători pentru fiecare persoană cu dizabilități, pentru fiecare persoană vârstnică și singuratică din Republica Moldova. Cum am spus, sperăm să petrecem aceste sărbători aproape de cei dragi, mult mai solidari, mult mai echitabili. Dacă aveți întrebări, suntem aici gata să le răspundem. Vă mulțumesc mult! Mersi mult!